Mulți mi-ați lăsat în comentarii că vreți un video despre conectarea curierului la magazinul de Shopify sau că nu știți ce să faceți odată ce începeți să aveți comenzi pe magazinul vostru online. Așa că v-am pregătit acest videoclip complet gratuit în care am să clarific toate metodele în funcție de caz și situație. Și nu vreau să pierd timpul, așa că o să trecem direct la treabă. V-am dat aici un share screen ca să vă explic pe rând metodele în funcție de caz și situație, după cum v-am promis. În primul rând vreau să înțelegeți că metodele astea se aplică doar în cazul în care vrei să vinzi pe România. Dacă vrei să vinzi în afară, în America, am multe alte videoclipuri în care am discutat despre cum să faci asta, dar aici voi discuta doar despre cum să vinzi în România. Totodată, dacă încă nu ai văzut cursul meu complet gratuit despre crearea magazinului pe Shopify, ți-aș recomanda să-l vezi mai întâi pe acela, ca după să poți înțelege cum să procedezi mai departe odată ce ai comenzi pe magazin. Când vine vorba de vânzările pe România, aici pot exista mai multe metode prin care poți să gestionezi stocul la început de drum. Și știu că mulți dintre voi sunteți începători și nu aveți experiență atât de multă în vânzări online, nu vreți să riscați atât de mult, poate că nu aveți un buget atât de mare de început, așa că am inclus și metoda asta care este mult mai simplă și implică un risc mult mai mic, și anume să te folosești de EMAG la început de drum. Având în vedere că toată piața din România este în plină dezvoltare și din ce în ce mai mulți importatori aduc produse din afară, produse de tip dropshipping, le aduc în România și le vând la preț de angro, găsești din ce în ce mai multe produse chiar și pe EMAG la prețuri mici pe care le poți vinde la suprapreț în stil dropshipping. Așa că prima metodă potrivită celor care pur și simplu nu au un buget atât de mare, dar totuși vor să pornească în direcția asta, este să te folosești de EMAG. Dacă ai găsit un produs pe EMAG pe care vrei să-l vinzi, cum spre exemplu este instalația asta de Crăciun care se încarcă solar, un produs pe care nu-l găsești chiar așa de simplu în magazine, pentru că nu este o instalație normală, ci pur și simplu se încarcă solar și poate fi foarte potrivită pentru exterior. Produsul ăsta îl găsești la 20 de lei, spre exemplu, pe EMAG și poți vinde destul de lejer la 89-99 de lei în sezon. Sunt multe alte produse de genul pe care le poți găsi și piața, după cum am spus, este în plină dezvoltare. Așa că prima metodă în cazul în care ai găsit un produs de genul ăsta pe EMAG este să plasezi comenzile direct pe EMAG. Când începi să ai comenzi pe magazinul tău de Shopify, pur și simplu intri pe EMAG la produsul respectiv, îl adaugi în coș și plasezi comanda direct pe EMAG cu datele clientului tău. Așa că comanda respectivă va ajunge la clientul tău fără să trebuiască să mai cumperi tu cantități mari de stoc și fără să trebuiască ca produsul să mai treacă pe la tine. Și da, poate mulți vă gândiți că produsul va ajunge la client într-o pungă de EMAG sau într-o cutie de EMAG, dar asta nu e neapărat o problemă. De foarte multe ori și eu am comandat online de pe alte site-uri, nu de pe EMAG, și mi-a ajuns produsul la ușă într-o cutie sau într-un plic de EMAG, pentru că foarte mulți folosesc plicuri și EMAG-ul e pur și simplu la orice pas, deține monopol pe România, ai putea spune. Deci asta nu e o problemă, plus că oricum asta e o strategie, după cum am spus, potrivită celor care pur și simplu nu au un buget mare de început și vor doar să pornească, dar nu este o strategie bună pe termen lung. Mai devreme sau mai târziu va trebui să cumperi stoc pe România, nu există să faci dropshipping-ul clasic pe România, va trebui să investești în stoc și apoi să-l duci la un depozit, un fulfillment center care poate trimite acel stoc la un preț în plus pe fiecare comandă și își gestionează ei totul, tu nu va trebui să mai atingi nimic, deci practic în continuare o să poți avea acel model de dropshipping, sau poți să iei un angajat, poți să iei un mic spațiu și să ai tu această echipă in-house. Dar după cum am spus, asta e o metodă foarte bună, foarte eficientă pentru cei la început de drum, pur și simplu plasezi comenzile pe EMAG și odată ce începi să ai mai multe comenzi, poți chiar să iei legătura cu furnizorul, vezi aici de către cine este vândut și livrat produsul tău, poți să vezi mai multe date despre firma respectivă care vinde produsul ăsta pe EMAG și să-i contactezi, poți să-i cauți pe listă firme, poți să le găsești un număr de telefon și chiar să negociezi un preț mult mai bun cu ei la produsul pe care tu începi să-l vinzi dacă l-ai găsit pe EMAG. A doua metodă o poți folosi în cazul în care ai stoc comandat din altă parte, fie din România sau din China, poate ți-ai găsit produsul chiar aici la noi, dar ai comandat stoc fizic și l-ai tu acasă, să spunem, dar în același timp ai mai puțin de 5 comenzi pe zi, atenție, mai puțin de 5 comenzi pe zi, atunci poți folosi colete online. Poți să-ți faci cont foarte simplu, complet gratuit, în doar câteva minute pe colete online, iar aici pe colete online o să introduci adresa ta ca expeditor și adresa clientului ca destinatar. Iar imediat după vei primi instant o listă cu prețurile tuturor curierilor din România. Vei primi preț de la DPD, Fan Courier, GLS, Cargus, practic toți curierii care livrează în România, pentru că cei de la colete online colaborează cu toți, așa că tu vei putea alege cel mai bun preț în funcție de zona în care livrezi, orașul în care livrezi, pachetul pe care îl livrezi, cât cântărește produsul, ce greutate are, dimensiuni și așa mai departe, încât să poți alege cel mai bun preț la început de drum. Dezavantajul cu metoda asta este că nu e o metodă atât de ușor de scalat și de automatizat. Într-adevăr, pe colete online poți să ai anumite template-uri și preset-uri pe care le poți folosi, încât să poți să treci mult mai repede cu plasarea comenzilor, încât să poți rapidiza mult mai mult tot procesul ăsta de plasare a comenzilor. Dar după cum am spus, este o metodă pe care o poți folosi la început de drum dacă încă nu ai un volum constant de comenzi. Pentru că a treia metodă pe care ți-o recomand și care este metoda pe care vrei să o folosești totodată la scală mare, odată ce treci de un minim de 5 comenzi pe zi în mod constant, este să te folosești de XConnector și să ai un contract direct cu o firmă de curierat. Sunt multe firme de curierat în România, evident, nu o să stau să-ți recomand ție aici una, pentru că firmele de curierat cu care eu colaborez mai mult le recomand pentru cei care lucrează cu mine în mod direct prin mentoratul pe care îl ofer sau poate în gruparea RICEST, dar sunt multe firme de curierat pe care le poți alege în România, fiecare firmă are prețul ei, evident, doar că fiecare firmă de curierat necesită totodată un volum constant de colete trimise în fiecare lună. Odată ce alegi o firmă de curierat, îi contactezi și îți faci contract cu acea firmă, te vei putea folosi de XConnector, care are integrare directă cu Shopify și practic instalezi aplicația asta XConnector pe Shopify, o să primești niște date de logare, niște date API, așa se numesc, de la firma de curierat, ca să poți integra XConnector-ul cu firma ta de curierat practic și apoi tot procesul va fi mult mai automatizat, vei putea trimite comenzile și vei putea genera AWB-urile extrem de simplu, foarte rapid și fără bătăi de cap la zeci sau chiar sute de comenzi în fiecare zi. În același timp, XConnector-ul are integrare directă și cu SmartBill-ul, care este un program de facturare și o aplicație care din nou colaborează cu cei de la Shopify, ca toată facturarea și toată gestiunea asta de contabilitate să fie mult mai simplă și odată ce comenzile intră în XConnector și tu începi să le procesezi și să generezi AWB-ul, se va genera automat și factura pentru comanda respectivă, încât vei putea rezolva simultan și tot procesul ăsta de contabilitate. Practic, să folosești XConnector-ul cu Shopify este cea mai bună metodă, după cum am spus, la scală mare, pentru că după cum poți observa și în screenshot-ul ăsta, îți vor apărea toate comenzile și cu câteva clicuri poți să generezi AWB-urile pentru toate comenzile, curierul să vină a doua zi la tine, să ridice toate comenzile pentru care tu ai generat AWB și așa mai departe. În funcție de curierul cu care tu lucrezi, vei avea acces și la toate statisticile pe fiecare comandă în parte, încât să vezi în timp real ce se întâmplă cu fiecare comandă, cu fiecare AWB. Dacă a fost livrat, dacă livrarea poate chiar ai eșuat din anumite motive, dacă se reîncearcă livrarea, dacă se întoarce la tine coletul și așa mai departe. Vei putea avea acces la toate aceste informații și asta e cea mai bună metodă pe care trebuie să o folosești odată ce ajungi la un minim de 5 comenzi pe zi în mod constant, încât să ai un contract bun și cu firma de curierat pe care o vei alege. La susținere pas cu pas, tutoriale specifice și ajutor mult mai detaliat aveți acces prin gruparea RICEST. V-am lăsat un link în descriere și acolo vă pot ajuta chiar personal, pentru că zilnic răspund la întrebări și la toate neclaritățile pe care membrii RICEST le au și le postează în serverul nostru de Discord, plus că primești acces la întreaga platformă cu toate cursurile, tutorialele pas cu pas filmate de mine personal, cât și de către toți ceilalți membri și evident că nu primești acces doar la domeniul de dropshipping, cât și la toate celelalte domenii pe care le includem, dar toate detaliile astea le poți găsi pe site. Chiar zilele trecute am fost plăcut surprins de către un membru RICEST care are doar 14 ani, îl cheamă Alex și a reușit să genereze vânzări în România, să genereze rezultate cu e-commerce-ul pe România complet organic. Chiar și fără buget, chiar și fără experiență, complet de la zero, urmând strategiile și cursurile pas cu pas din RICEST, plus ajutorul din partea mea, evident, și susținerea pe care i-am oferit-o, toate informațiile, toate strategiile cheie. Așa că în prezent, după cum poți observa, consider că nu mai ai absolut nicio scuză, poți începe chiar și fără buget, poți începe și fără experiență, poți începe chiar și cu un timp limitat. Dacă un copil de 14 ani reușește să atingă rezultate pe România, chiar și fără buget, complet organic, de la zero, nu consider că pe tine ar trebui să te mai oprească ceva. Sper că acest videoclip te-a ajutat, iar ca întotdeauna aștept progresul și rezultatele tale.